Salut și bine găsit la încă un nou episod de Minecraft. De data asta o să vă arăt în câteva secunde cum am făcut această casă care stă în momentul de față, așa că apăsați butonul de like și hai să vedeți cum am făcut casa. No, deci după ce ați văzut cum am făcut casa, pentru că v-am zis, o să vreau să-mi fac mai multe case pentru că, și deoarece, fiindcă, pentru că, cum puteți observa pe hartă, gen aici, e drumul ăsta așa, așa, și am zis să fac mai multe case, stânga, dreapta, aici o să mai vină vreo două, acolo încă vreo două, pe aici una, pe acolo una, am spart... grinderul de cum se numește, de gunpowder și da, am pus acum, l-am refăcut că o să vreau să fie și aici un turn frumos, vedem noi pe parcurs, dar m-am pus pe meu, dar pe ăsta n-am mers să fie. Aici, camera asta, pentru că știți foarte bine că am chestia asta băgată în munte. Eu vreau să fac și eu o cameră unde să mă pot culca și eu, ca să nu mai vin mereu la casa asta de aici, care totuși a ținut cât a ținut de casa, dar gata, ne luăm patul și am plecat. Salut! Deci în acest episod o să ne facem cățuța noastră frumoasă acolo, hai să luăm și noi o bucată de asta de stack de artificii, pac așa, nu aici, pac aici. Și vreau să văd prima și prima oară cam cât de mare aș putea eu să fac această cameră, că n-aș mai da de gravel, pentru că i-ați văzut afară cum e muntele și mie să nu ies pe afară cu muntele, gen să fac cum am... Opa, cred că ce zicea. Cred că te să... Da! Chiar ies, aia o să trebuie să modificăm și pe aici. Și ies chiar o grămadă. Fuck! Bine, nu e o grămadă, dar o să trebuie să modific pe aici toate nebuniile astea, așa că m-am pus să spart și revin. Deci cam asta o să fie camera gen de aici până acolo. Și în sus chiar nu știu cât s-o fac. S-o fac încă două gen așa. Da. Hai să vedem, o să încerc să fac așa, deocamdată și după, de fapt doar cu una, că aici pe tavan o să vină designul, deci doar cu una. Ok, hai să vedem cum o să apară și, bă, vreți și voi în comentarii cam ce serii mai vreți să apară pe acest canal, ca să știu și eu, că am văzut că la videoclipuri, că, na, am YouTube Studio și toate nebunile astea, văd acolo, cam cât vă uitați voi. Din toată lumea că se uită cam la un episod al meu și văd vreo 2 minute maxim. Cel mai, până acum cel mai mult am văzut 2 minute că v-ați uitat la un videoclip. De acum nu știu cât dintre voi o să ajungă la acest minut, pentru că eu de cele mai multe ori vorbesc singur în episoade. Pentru că toată lumea se uită câteva secunde și după închide. Și pe mine nu mă ajută
Deloc. Că eu vorbesc în episoade, gen vorbesc o oră, o oră și ceva ca să stau să editez și toate nebunile astea ca să înceapă câine să latre momentul de față. Hai că... ce îmi place să fiu 11 și să îmi bag meditația la matematică este... Băgeam ea și piciorul. Hai, asta nu contează, dar tot o să mă plâng de faptul că mâine trebuie să mă trezesc la 8 dimineața, de fapt la 7 și ceva, ca să nu luam nimic la matematică. Băgeam ea și piciorul de matematică. Cine dracu a inventat-o, mă? Da, hai să... Vedem ce design facem aici. Că... trebuie să fie și un design, hai să luăm și podeaua, că am uitat de podeaua tău și înlăpui. Podeaua, uite că am uitat-o. Lăsăm doar astea unde sunt și torsele puse. Și vedem ce design am putea face și noi aici, să adea cât de cât un... un ok așa. Nu știu ce, nu știu, cred că nu știu. Țac, țac. Deci, chestia o să fie așa de 3. Ce o să fie de 3. Frumos, 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 frumos. Bă, și asta o să punem aici. Bun. Deci, undeva pe aici o să vină patul. Sunt nivelul gen de aici. Aici o să vină patul. Interesant. Dacă pe acolo vine patul, aici o să vină așa. Și să fac ceva în perete, sparg și... ia, hai să vedem cum o să arate. Țac, 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 țac. Și chestia asta mai fac și aici. Bă, nu știu cât de mult am, chiar am făcut perfect un gadget. Cred că era fix. Bun. Un crafting table fix aici. 4, dă-mi și mie. Opa. Dă-mi și mie 4, cred că punem aici. Sau nu, dacă nu-l punem aici, îl punem aici și toți aici, toți și aici. Bun. Ăsta îl punem aici deocamdată. Să vedem. Ia, dăm și mie niște... da, podea o facem deocamdată așa și vedem noi după cum, ce o să iasă. De fapt, hai că mă apuc să pun slab-ul pe jos și revin. Chiar nu știu cum aș putea să fac aici design-ul să arate cât de cât șmecher. Hai să vedem așa cum să arate. Și... bă, chiar nu știu cum aș putea să fac asta, gen... trebuie să fie ceva de genul. Și atunci aici ce punem de fapt? No. Și aici ce punem? Ia asta. Te pun gard așa, te pun și pe acolo, da? Nu știu ce să zic. Și de astea așa. Nu știu ce să zic. Oricum, eu design-ul așa o să vreau să fie, dar... dar pe lângă că așa o să fie design-ul, trebuie să vedem și cum facem mai mult, mai mult data, pentru că trebuie să fie mai mult. Și trebuie să vedem ce punem aici. Aici este gâsleajul. Nu știu ce am să mă dau pe aici, am zis gâsleajul. What the fuck? Da. Ce să punem aici? Ce combinații putem noi să facem aici ca să arate cât de cât și mai. Aici putem să facem o chestie de asta. Dar nu mai am, da. Băi, ia stai, dăm lemnul ăsta și dăm ies. Bun. Putem să facem o chestie de genul. Chiar cred că asta și o să facem. Ia stai, mă, așa. Că vine șeful care se pricepe. Și aici jos. De fapt, aici asta jos o luăm. Că vedem spate.
Aici facem un filmator, fac un pacu și acolo, fac pe partea asta și trebuie. Hai că mai întâi niște lemn și cam chestia să fie așa rezultatul care o să iasă pe reții. Oi, cine știe ce, dar chiar nu știu ce aș putea să fac aici. Hai că o să stau să văd și cum fac. Patavan, m-am gândit să pun slab. Niște slab-uri așa simpliște și aia e. Cam aș. Hai să vedem cum arată și dacă e, le mai schimbăm pe parcurs. Dacă nu, aia le stăm așa, ce să facem? Ce să facem, ce să facem? Ia de aici, cum am făcut aici? După ăsta. Să nu mă naibă că... Bine, chit că o să mă pun apă pe cada, mă contează. Nu mor. Și, hopa. Aici, la fel, tot un fac un dăst. Hai, că le-am pus. Le-am pus o nota 10, vrei să te mint. Pac și pac. Asta e camera. E o camera mai așa, mai... Doamne ajută, știi cum zic? Nu știu ce să zic. Și cam asta e camera 4, o să vedem noi cum facem ceva mai regește așa, nu știu, mai cu chestii pe lângă el, cu... ce o să fie în camera asta la 4 ăsta, nebunii peste noi buni. Dar, băi, atunci mă duc să-mi duc toate chitele din inventar. Ok, hai să venim și aici să facem cât de cât un design aici pe lângă muntele ăsta, ca să ne arate urât. Pac. Și cam... asta, faci cu designul, gen. Mai punem așa câteva blocuri pe aici, random așa și aici cu designul. Vreau pe asta, o să dispară cât de curând. Și am mai făcut off camera, nu știu cum am arătat la episodul de ieri, dar nu cred că vi l-am arătat. Am făcut o fermă automată de bambus pentru că o să fac un super smelter în curând. Pentru că să prăjesc unele lucruri mult mai repede și putea eu să le pun manual. Pun într-un chest și cam aia e, se prăjește automat. Și da, până atunci o să avem nevoie de niște butoaie de-astea mai multe, așa cu chestii de-astea și a zis, de ce nu, mă apuc acum de ele. Geamul ăla s-a spart pentru că, cum știți, bambusul e foarte mare, gen, crește foarte mult, oricum e mai mult decât am pus eu, dar cum vedeți am rămas cam fără dăs la geam și am zis să pun și aici ca să nu arate urât, că una e mai mic și una e mai mare. Și am început să pun și aici, hai că m-am prins la fel. Aici la fel, nu cred că s-a mai făcut. Ba, s-a mai făcut, s-a mai lucrat și toate chestiile astea, dar nu așa de mult. Și hai, bă, am aici, este, cred că am avut și calculator, aici, chestia asta așa și aș cam vrea să... ca să nu mai aud de fiecare dată când vin aici. Bată-te-a Dumnezeu să te bată cu scheleții tăi, Doamne. Să aud pe engine, zombie și toate nebunile astea, pentru că mă sătura, bă, de ei. Nu pot să stau omul liniștit că aud arătănile astea. Hai să iau și pasea că totul sunt aici. Niciodată nu e prea mult, știți cum e, oricum fierul avem o pomadă, dar, da, o, ce mai e pe aici, nu o strică, știi ce, chit că am chiar o grămadă, adică am stack-uri bune de blocuri și toate chestiile astea, dar, da, niciodată nu știi când te mai izbește o criză economică în care nu o să mai avem. Și, da, să putem să aruncăm, hai că le-am luat, dar pe direct la bună le aruncăm, hai să salveți. Unde am venit? Uite pe acolo, bun, și dai și mie niște blocuri de-astea. Punem, uite așa, pac și pac, aia. Băi, nu pot să te las pe tine aici pentru că o să mănânc zilele până o să te desponezi așa. Aia, te-ai dus, puiul meu. Pac, pac și cam asta, fă și pe aici. Bun, am mai făcut un lucru, check. Să punem sfera, hai să mergem și noi să ne culcăm în camera noastră nouă. Putem să zicem așa, încă nu e gata, dar cât îi, Doamne ajută.
Oricum, trebuie să văd ce detailing-uri mai pun pe aici, dar până atunci, noi ne auzim la episodul de mâine sau chiar de poimine, nu știu, habar n-am pentru că a început școala și o zi, asta că am ratat un videoclip pentru că, na, cam greu să editezi, să filmezi într-o zi pentru că vin acasă târziu și, a, e, dimineața, domnul șof, că îmi permit, a, e, soșta, ne auzim, salut, pa!